Era în anul 3 de facultate, eram deja căsătorit, m-am căsătorit la sfârșitul anului 2 și mi-aduc aminte că aveam câteva luni de căsnicie și am avut o ceartă cu soția mea și la un moment dat m-am enervat așa de tare că am luat un scaun și am aruncat într-un radiocasetofon care îl aveam pe masă. Eram într-o cameră de cămin și după aceea mi-a părut așa de rău și am realizat că nici căsătoria, nici căsnicia nu este ceea ce credeam că o să fie. Nicolae Iorga spunea că taina existenței umane nu constă în a trăi, ci în a ști pentru ce trăiești. Eu credeam că sunt o persoană care știu pentru ce trăiesc, trăiam ca să fiu fericit, dar am crezut că dacă o să am note mari la școală, dacă o să intru la facultate, dacă o să am mulți prieteni, dacă o să mă căsătoresc și o să am în viitor o familie și un serviciu și tot ceea ce îmi doresc, o să fiu fericit. Și am avut note mari la școală, am intrat la facultate din prima, pe vremea lui Ceaușescu era destul de greu să intri la facultate. M-am căsătorit în anul 2 de facultate, cum am spus, și am văzut că toate lucrurile astea au dus așa o bucurie de moment, dar nu au dus acea împlinire pe care eu o căutam. Și acum aproape că eram de împlinirea visului meu și în loc să găsesc împlinirea, am găsit dezamăgire. Și după acest episod, la scurt timp, au bătut la ușa camerei mele de cămin trei tineri de la Lege Viața și ei au început să vorbească cu mine despre Dumnezeu. Și am fost foarte surprins să văd, în primul rând, că ei erau tineri, erau intelectuali, fiind studenți, și credeau în Dumnezeu. Pentru mine combinația asta era ceva nemai întâlnit până atunci. În biserica la care mergeam, am văzut mai mulți oameni în vârstă și copii și am crezut că religia, creștinismul este pentru astfel de oameni. Și în discuția cu ei, ei mi-au prezentat, am discutat pe baza unei broșuri. Acolo era un verset din Biblie unde Iisus spune: eu am venit ca oile să aibă viață și să aibă din belșug. Și este exact ceea ce eu căutam, o viață din belșug. Și eram curios să văd cum adică Iisus ne poate oferi nouă o viață din belșug. Și în discuția cu ei am realizat că există o problemă între mine și Dumnezeu, problema păcatului, că Iisus a venit să rezolve această problemă prin jertfa Lui de pe cruce și că eu trebuie să fac o decizie, să-L accept pe Iisus ca plata lui Dumnezeu pentru păcatul meu și să încep o relație personală cu Dumnezeu prin Iisus Hristos. Și în seara respectivă m-am pus în genunchi, am făcut semnul crucii, cum eram obișnuit, și m-am rugat să-L primesc pe Domnul Iisus în inima mea. Soția nu a fost prezentă la această discuție, ea era atunci în spital, a avut o problemă de sănătate și m-am dus să-i spun ceea ce s-a întâmplat. Și ea mi-a zis: ai grijă, băieții ăștia s-ar putea să fie periculoși, probabil că sectanți, ai grijă să nu te mai întâlnești cu ei, că ar putea să-ți dea în cap să facă tot felul de lucruri rele. Și m-am gândit că poate ea are dreptate, ea a crescut la oraș, eu am crescut la țară, poate ea știe mai multe despre lucrurile astea. Și acești băieți m-au invitat să văd filmul Viața lui Iisus în camera lor de cămin. Și mă gândeam, după discuția cu soția, că poate nu ar fi bine să mă duc la acest film. Totuși am simțit că trebuie să mă duc la film, m-am dus la film, am zis că este ultimul lucru pe care o să-l am împreună cu acești băieți și după ce văd acest film, nu o să mă mai întâlnesc cu ei. M-am dus la film, am fost 6 băieți care am văzut filmul, am fost foarte impresionat din nou de mesajul filmului și la sfârșit din nou m-am rugat să-L primesc pe Iisus în viața mea ca Domn și Mântuitor. Și toți care am fost la film am primit o Biblie. Asta era în anul 1990. În acea perioadă nu prea se găseau Biblii în România și am apreciat foarte mult cadoul lor, era un cadou deosebit, Biblii erau și foarte scumpe și i-am invitat să vină cu mine la soția mea la spital și au venit doi dintre acești băieți, au venit cu mine la spital la soția mea și soția a văzut că ei sunt oameni normali, că nu sunt periculoși. În primul rând și a primit ca și cadou de la ei cartea Mai mult decât un simplu tâmplar al lui Josh McDowell. Și această carte a ajutat-o pe soția mea să își răspundă la niște întrebări care le avea despre cine este Dumnezeu, cine este Iisus, de ce a venit Iisus pe pământ. Și la scurt timp după aceea soția s-a întors la Domnul, a văzut filmul Viața lui Iisus de mai multe ori și a înțeles mesajul de dragoste al lui Dumnezeu.
După ce am făcut această decizie, am început să ne implicăm într-un grup de studiu cu alți studenți și acolo am început să aflăm mai mult despre Dumnezeu, am început să citim Biblia și am văzut că Dumnezeu a început să schimbe viața mea. Și am văzut că această problemă cu mânia pe care o aveam înainte a început să dispară de la sine. Înainte, de exemplu, după fiecare episod care l-aveam de mânie, îi spuneam soției mele, îi promiteam cumva că nu o să mă mai enervez, nu o să mai reacționez în felul respectiv și iar se întâmpla. După ce am făcut această decizie și am început să citesc Biblia, am început să mă rog să mă întâlnesc cu alți credincioși și am văzut că viața a început să se schimbă și că această problemă a dispărut fără să fac un efort suplimentar. Și pe lângă acest domeniu din viața mea s-au schimbat și alte domenii. De exemplu, înainte vedeam viața că este până la mormânt și după aceea se termină tot. Și Dumnezeu mi-a arătat că viața continuă în veșnicie și scopul vieții este să ai o relație cu Cel care te-a creat, cu Creatorul tău. De asemenea, înainte îmi plăcea să categorisesc oamenii, să zic că el e țigan, el e român, el e prost, el e deștept. Și tratam pe oameni în consecință. Și după ce am făcut această decizie, am început o relație cu Dumnezeu, Dumnezeu mi-a arătat că El a creat pe fiecare om și că El iubește pe fiecare om și că El dorește să-și arate dragostea pentru fiecare om prin mine, fiindcă El este în viața mea și El dorește prin mine să iubească pe cei din jurul meu. Și nu numai că mi-a arătat asta, dar mi-a dat și putere să arăt, să manifest această dragoste a Lui față pentru oamenii din jurul meu. Mi-am dat seama din ce în ce mai mult de bunătatea Lui. Mă tratează cu mult har, cu multă răbdare. Și sunt surprins să văd de dragostea Lui necondiționată și asta mă surprinde mereu și mereu la Dumnezeu. Este aproape de mine fiecare zi și mă înțelege. Pe El îl vezi și vreau să ascult de El. Știu ce am fost, știu ce sunt și știu ce vreau să fiu. N-aș da pe nimic în lume împlinirea pe care o am acum cu viața pe care o aveam înainte.